Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru portalul 8A8A, o să după Berbec, o să continui și cu celelalte zodii, cu o mică întârziere, pentru că am foarte, foarte multe evenimente, turnuri, după turnuri în viața mea și am reușit totuși să deschid și o expoziție pe care o aveam programată pentru luna august la Muzeul Nicolae Grigorescu din Câmpina. Expoziție care se numește Tai Chi, Dansul Opozițiilor, Ying și Yang. Dacă vă face plăcere, puteți să treceți în limita programului muzeului. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Unele cărți deja au venit scurte mesaje, în altele. Vă puneți pauză, vă alegeți. Eu o să pun seturile de cărți deoparte și începem. Începem cu numărul 1. Numărul 1 a primit deja un împărat. Aveți de-a face cu un personaj foarte încăpățânat, foarte autoritar, care nu vrea interesa în judecată, a venit invers, roata norocului, 5 de monede, care probabil că vrea să-și impună voința. Vrea să-și impună voința și posibil că la un moment dat unul a dăruit emoțional foarte mult și a simțit foarte multă dezamăgire. Pentru că celălalt încearcă să fie prea autoritar, încearcă sau este pur și simplu și se manifestă între voi sau situația respectivă o înghețare emoțională. Vedeți? Aici sunt emoții, aici o inimă rănită și aici este gheață, suferință, frig. Da? Cineva eventual va lăsa pentru alt personaj, nu vrea să schimbe energia, pentru că după această roata norocului, schimbare de energie, a venit judecata invers. E un personaj care judecă greșit. E un personaj sau o situație, dar e personaj totuși. Energie masculină într-o variantă negativă, poate să fie și femeie în energie masculină, variantă negativă. Am pus totuși judecata normal și vom vedea ce mai apare. Hai să vedem situația. Legătura cu acest portal 8-8. Împăratul poate să fie și o figură, cum să zic, cineva care reprezintă statul sau un șef sau cineva cu o putere foarte mare asupra voastră. Nu neapărat soț, soție, eu știu, personaj încăpățânat. Poate să fie cineva care reprezintă statul. Nu știu, musai dacă justiția sau o forță financiară sau cineva din zona armatei. Sunt multe variante. Vedeți situația. O situație cu ocazia acestui portal pentru cei care au ales numărul 1. Uitați că nu vrea să apară, dar așteptăm cu răbdare. Amestecăm până vine. Situația cu care au de-a face. Justiția, am zis. Poate să fie și justiția. Mari probleme cu justiția. Sau cineva nu vrea să fie justițiar pentru că judecă greșit. Cineva nu vrea să fie corect. Și aveți de suferit. Cineva nu vrea să facă curățenie energetică, emoțională, chiar fizică, și manifestă acest bici, suferința pe care am văzut-o prin trei de spade. Suferința. Și cum o manifestă? O manifestă și față de ceilalți. Tocmai pentru că nu este în echilibru. Interesant, patru, împăratul, acasă, posibil acasă ceva e neregulă pentru unii dintre voi. Acasă. Cinci, ia uite, genealogia, male preot, împăratul. Cinci, patru, 11. Așa a fost învățat sau învățată personajul care vrea să aibă controlul. Super încăpățânat. Își închipuie că așa menține un status quo, nu știu. Stabilitatea acasă, ordinea, încearcă să-și impună regulile. Dar regulile nu sunt sănătoase. Pentru că judecă, ați văzut judecata invers, judecă. Nu renaște, nu transformă, nu ridică. Da? Aceasta e situația cu care aveți de-a face probleme în justiție, poate, care vă afectează stabilitatea și familia și educația și, eu știu, genealogia într-o formă sau alta, că cinci asta înseamnă arborele genealogic, eventual și creșterea voastră personală, dincolo de familie și de educație. Și manifestarea, trebuie să învățați să manifestați, să luați de la 1, de la 0, de la 1, să începeți ceva noi. Haideți să vedem situația. O dată. De două ori. De trei ori. Tăiem. 0, ar trebui să o luați de la 0, dar rămâne de văzut ce o să faceți.
situația în această... Ia uite, cavalerul de cupe. Puterea, interesant. Și doi de monede. Cineva totuși în această perioadă intră un personaj cu capacități de vindecare. Este un personaj care vă dă putere. Pentru că am văzut, e un personaj orgolios în viața voastră care și impune puterea și vă stoarce de energie într-o formă sau alta, și altul care vine și vă oferă soluții emoționale, spirituale, poate ați spune că n-aveți nevoie de așa ceva, dar vă oferă. Vă învață cum să vă transformați, că celălalt, ați văzut judecata care înseamnă renaștere, transformare, a venit invers. Celălalt nu vă lasă să vă transformați. Vă menține în varianta și a lor și a voastră, varianta negativă. Dar acest personaj, cavalerul de cupe, puterea și doi de monede, vă învață să vă echilibrați. Iar avem de două ori simbolul 8, care înseamnă transformare. Iar dacă voi aveți tendința să fiți autoritari, intră cineva în viața voastră care vă temperează ego-ul și vă ajută să fiți și în putere, da? Și vulnerabili, și sensibili, și energetici, să zic. Trebuie să fiți în echilibru. Mai vreau o carte. Uite, cavalerul de spade. Prin comunicare. Printr-o comunicare. Da. O comunicare care aduce stabilitate. Așa aș spune. Care vă învață stabilitatea. Sau vă inspiră. Un personaj care vă inspiră la stabilitate. Cu care simțiți că puteți să fiți stabili. Nu cel pe care l-am văzut mai devreme. Una e să fie autoritar și alta e să fie stabil. Una e să fie echilibrat financiar și generos și empatic, da? Și alta este să ai bani și să-i ții doar pentru tine, să ai în control, să fii în control, să fii doar tu și regulile tale. Dar trebuie să vă vindecați acest personaj care ține doar la bani, foarte zgârcit. Trebuie să vă vindecați și să mergeți mai departe către steaua voastră. Probabil acest personaj, această, aș spune, este un parteneriat, nu știu ce, prietenie, dragoste, care echilibrează, care eventual prin cavalerul de spade vine printr-un anume tip de comunicare, repet, neconvențională, neașteptată, e o comunicare neașteptată cu cineva, care vă aduce stabilitate emoțională și practică într-un anumit fel, sau vă inspiră să fiți asumați. Eu văd aici un anume tip de parteneriat, aș spune. Eventual, voi trebuie să vă echilibrați, iar mai văd o variantă, nu doar să vă echilibrați, să alegeți între personajul care vă dă, vă înțelege frustrările, vă înțelege impulsurile, vă înțelege și nevoia de a vă exprima, uneori poate mai impulsiv, dar și nevoia de a vă vindeca. Și trebuie să alegeți între acest partener, repet, cu care faceți un anume tip de partener sau personaj. Nu știu ce este. Un personaj. Cu care puteți să faceți un parteneriat puternic și de bun augur, și un alt personaj care iar ar putea să fie chiar împăratul, care are tendința să-și impună prin comunicare bruscă, austeră și uneori impulsivă, negativă, să-și impună regulile. Poate există să... Simt că există un personaj care vă poate șantaja și financiar, vă poate agresa din dorința de a avea control financiar, și iar aveți de ales între un personaj cu tendințe autoritare și altul care vă dă putere într-adevăr, vă vindecă. Vă arată că puterea nu înseamnă să fii fizic în putere, să ai bani, să urli în stânga și în dreapta, cum face cineva din viața voastră, ci puterea înseamnă echilibru, blândețe, empatie.
Interesant. Înainte de așa ceva, apropo de justiție, că una e să fii în echilibru și alta e să judeci. Dar sunt niște chestiuni, justiția înseamnă, poate să ține și de divorț și niște chestiuni legale, iar poate aveți probleme cu autoritatea, cu contractele unii dintre voi, iar poate unii sunteți soți, soții și discuții acolo și alt personaj în viața voastră vă arată ce înseamnă un cuplu bazat pe empatie, pe dragoste, pe înțelegere, pe transformare. Și aveți, interesant cum a picat. Aici, de partea aceasta este moneda deschisă, luminoasă, și de partea aceasta este moneda întunecoasă, varianta umbră, varianta lumină. Oricum, trebuie să fiți în echilibru. Da? Haideți să vedem, înainte de acest portal. Ia uite, discuții. 5 de spade. Certuri, argumente, probabil cu acest cavaler de spade, probabil cu acel împărat care nu vrea să judece corect și vă influențează, că 5 de spade sunt influențe negative. Iau extraordinar. Legătură karmică, toxică, toxică. Poate cineva... Ia, da. Posibil cineva, am vrut să zic, că șantajează și printr-un copil pe unii și prin sexualitate, probabil, dar iar dorința foarte mare de a aveți în preajmă, înainte de portal, aveți această influență negativă a unui personaj toxic, care probabil părea pasional și s-a făcut o legătură nesănătoasă între voi, s-a creat. Vă influențează. Ce malefic, ce figură malefică, ce figură malefică. Poate, repet, să fie și șantaj și financiar, și sexual, și mental. Bă, mai. Deci înainte, gata, stop. Și vă afectează independența, vă afectează reușitele, succesul financiar, sporul, evoluția pe nouă. Noi e Jupiter pentru mine. Și nu doar pentru mine, e casa nouă. Ce va fi după portal? Pentru că trebuie să alegeți până la urmă între o persoană toxică și o persoană care vă vindecă și vă aduce echilibru. Am zis, trebuie să manifestați. Unu, e aici. Vedeți aici cărțile? Unu. Trebuie să manifestați. Ia uite, să ieșiți iar 15. Iar 15. Să ieșiți din energia aceasta toxică, din relații, din adicții, din frici, din dorința de a avea control, chestiuni învățate și acasă și prin prieteni și prin relațiile karmice neplăcute. Asta e. Dar hai să vedem ce vine după portal. Adică, 3 de monede, frumos. Așa multe cărți? Interesant. 3 de monede. În un capitol. Dacă la un moment dat ați fost între 3 persoane, 3 de monede, cred că alegeți. Alegeți în primul rând să vă concentrați pe reconstrucția voastră dincolo de persoanele toxice din viață pe care, eu știu, le-ați avut până acum. Să reconstruiți ceva legat de voi, de spiritualitate poate, de casă, de moștenire, de felul în care veți fi văzuți în public. Dar dacă au fost deja 3 persoane, veți alege. Și în această nouă alegere manifestați un nou capitol. E un soi de renaștere, e frumos, în care nu mai vreți cai verzi pe pereți, vreți să vă concentrați, aș spune pe, interesant, cavalerul de cupe iar apare într-o anumită formă. Descoperiți un izvor, interesant, descoperiți un izvor de emoții, cred că relația aceasta, ce? Prietenie, colaborare, poate amor, nu știu. Variați de la om la om. E o nouă perspectivă în care vă descoperiți niște emoții profunde pe care le puteți exprima, le puteți înțelege și vă dați seama că fără emoții nu puteți
Nu puteți hrăni, apropo de elemente care țin de pământ, nu puteți hrăni, nu puteți manifesta abundență, da? Vegetația asta, pământul, nu rodește fără apă. Aici vreau să ajung. Pământul nu rodește, dar n-aveți nevoie de cupe mici, n-aveți nevoie de oferte toxice, de duzină, nici de prietenii vechi, nici de noi prietenași, aș spune. Vreți? Interesant. Rămâne acest cavaler de cupe în viața voastră. Deveniți foarte selectivi. Și cine a venit în viața voastră, eventual? Vă arată cum să vă iubiți și cum să vă vindecați singuri. Cum să vă găsiți răspunsurile la întrebări, la întunericul prin care ați trecut, eventual și veți găsi răspunsuri, cum să meditați, interesant aici sunt multe stele, cum să vă ghidați înspre destinul vostru, eremitul caută steaua, misiunea sa în viață, aveți un prieten loial. Lupul poate este un simbol important. Veți fi în stare să țineți șarpele care reprezintă tentația printre foarte multe, veți ține tentația aici, diavolul, veți ține în control, dar altfel de control. Un control, aș spune, spiritual, energetic, mental, logic. Asta implică și o leacă, o perioadă de izolare, de influențele negative din viața voastră. Dar aș spune că, repet, renunțați, veți fi foarte selectiv cu cine mai intră în viața voastră în acest nou capitol. Dacă v-ați pierdut vremea cu diferite situații, triunghiuri, profesionale, amoroase, parteneriate nesănătoase, interesant, poate părăsiți acea situație, acel loc de muncă, acea construcție și mergeți într-un nou capitol. Ia, repet cuvintele că așa simt nevoia. În care în acest nou capitol sunteți foarte selectiv, vă concentrați pe vindecarea voastră, pe emoții, vă hrăniți cu emoții, vă dați seama că emoțiile sunt importante în viața voastră, că fără apă ce facem? Ne deshidratăm, nu? Și cred că mergeți nu doar către vindecare, cât și către misiunea voastră. Dar va trebui să înfruntați, iar demonii, întunericul. Și pentru asta trebuie să vă adăpați din izvorul vostru, interesant, pentru această călătorie eremitul, care înseamnă izolare, trebuie să vă hrăniți un pic emoțional, să vă conectați la emoțiile voastre. Dar nu orice fel, nu o cupiță mică, nu, aveți nevoie de izvorul vieții. Poate unii începe să credeți în voi, într-o altă variantă a voastră. Dar mai văd un mesaj pentru unii dintre voi. Mai văd un mesaj. Da, intrați în autoritate. Vă calmați mintea și mai acceptați orice influență mentală negativă. Vă veți găsi niște răspunsuri foarte importante. Foarte importante. Veți înțelege noțiuni care țin de karmă, de justiție, de... iar. Ce înseamnă stabilitate, ce înseamnă autoritate, ce înseamnă putere, adevărata putere, da? Dar pentru cei, dacă, eu știu, există și varianta asta, pentru cei care aleg în continuare varianta negativă, personajul care vine să vă arate calea emoțională, calea spirituală, transformarea, se va îndepărta de voi. Depinde ce alegeți. Pentru că e foarte important, doi de monede, depinde ce alegeți. Dacă alegeți varianta negativă, banii, autoritatea, influențele negative, toxice, karmice, da? Banii, personajul, cavalerul de cupe, va spune, nu mai ofer nimica, păstrez pentru mine și manifest tăcere pentru unii dintre voi. Eu știu, până la următorul portal. Mesaj. Deci există și a doua variantă, depinde foarte mult ce alegeți voi. Dacă alegeți reconstrucția sau dacă alegeți să rămâneți în acea situație pentru bani. Pentru că cineva vă manipulează pentru bani, clar. Nu vă place, vă place, ia uite. Vedeți, imaginea
de ansamblu. Nu vă concentrați pe detalii. Vedeți imaginea de ansamblu. E foarte important. Lumea. Vedeți de la distanță. Ridicați-vă deasupra ca să vedeți. Altfel s-ar putea să nu înțelegeți nici chiar acest mesaj. Și renunțați la control. Dacă sunteți voi în control, renunțați la control. Dacă e un personaj care încearcă să vă controleze, renunțați la ei. Deci am zis bine, totuși cărțile arată. Cărțile arată. Concentrați-vă pe pozitiv. Cavalerul de cupe se concentrează pe pozitiv. Dacă vreți să învățați de la ei, bine. Dacă nu, tot bine. Cam atât deocamdată. Asta a fost despre portalul 8-a. Mai vedem și la zodii ce să vă apară. Acum, am pus setul de cărți deoparte și revin. Dacă se aude cum scârțe scaunul, îmi pare rău. Numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți, la capătul setului de cărți apare regele de bâte și marele preot. Mai, un cineva care are mare atracție pentru voi, care v-a dezamăgit, a fost manipulator sau a dezamăgit alte persoane, dar în relație cu voi ar putea să manifeste echilibru, mă. Ar putea să manifeste angajament, seriozitate, dacă le dați șansă, dacă le dați timp și dacă aveți credință și voi. Vedeți voi, în funcție de credința noastră se manifestă și relațiile, că dacă zicem de la început, mă, nu merge, nici nu o să meargă, nu? Nu are cum să meargă dacă noi zicem că nu merge, nu? E o chestie. Acum, altă variantă, dacă cineva v-a manipulat și v-a dezamăgit, vă recăpătați autonomia, dragii mei. Bărbați, femei, nu contează ce sunteți, vă recăpătați autonomia și vă dați seama, zic, ce am vorbit eu, mă, cu șmecherașul ăsta, cu manipulator, manipulatoare, hai să zicem și femei, da? Nu, mene, eu sunt o rege, o regină, sunt un ghid spiritual, sunt un om educat, sunt un om care are autoritate, putere, creativitate, capacitatea de a discerne și de a pune în acțiune. Așadar, și credință. Așadar, nu mă face pe mine un păcălici, nu mă face pe mine o dezamăgire. Asta nu-i prima oară când sunt dezamăgit, dezamăgită. Mă ridic. Nu știu, seamănă transformare. Seamănă transformare. Dar, aici văd energie marțiană, posibil, berbec, leu, săgetător, taur, eventual, așa zic unii, deși nu e obligatoriu, dar... Interesant. Situația 16, steaua. Steaua înseamnă vindecare. Steaua înseamnă speranță și credință. Dacă aveți credință, lucrurile se pot transforma. Interesant că 16 în tarot înseamnă turnul, care vine într-un mod neașteptat. Trebuie dărâmat un sistem, un fel de a fi, o relație veche, o bază nesănătoasă, ca să se poată reconstrui ce ține de destinul vostru. Dacă ceva nu a mers, lăsați să se dărâme situația, asta e, și mergeți cu autoritate și credință. Sunt două cărți care vorbesc despre credință. Manifestați 1-6, dragoste, dragoste necondiționată. Iubiți și pe cei care v-au dezamăgit într-o anumită formă. Sau mai bine zis, iertarea e o anumită formă de iubire. La capătul să... Iată, cineva v-a mâncat din roade, v-a dezamăgit. Ați avut un nespor, dar vă vindecați de acest nespor, aș spune. Nu știu, ori voi, sau poate inspirați pe cineva să se vindece, nu știu. Sau poate și una și alta. Eu citesc cărțile, nu știu acum cum se manifestă la fiecare în parte. Hai să vedem. Numărul 2. Stau, frumos. Frumos, aveți credință. Probabil că veți străluci. Chiar dacă ați avut probleme financiare, că asta înseamnă șoricei care rod. Probleme financiare. Sau altfel de probleme de sănătate, de încredere. Le depășiți, aș spune. Le depășiți. Poate că acest 3, această călătorie. Da. Depășiți niște probleme. Mari. 3, 2 și cu 1, 3. Este o lume, iar 3. 3. Comunicare, călătorie, niște drumuri ale voastre, ale cuiva, niște greutăți sunt depășite. Și vă veți găsi echilibru, ancora. Sau poate voi oferiți ancora cuiva, sunteți, nu oferiți, oferiți echilibru, sunteți ancora cuiva care călătorește.
Dar aceste călătorii ale acestui personaj sunt grele. Sunt grele. Între probleme și alte probleme, dar voi sunteți ancora lor. Posibil și asta, pentru că steaua îi inspiră. De-aia am zis, nu știu dacă vă vindecați voi sau îi vindecați pe alții, dar poate și una și alta. Hai, o dată, de două ori, portalul 8-8, de trei ori. Și tăiem. Ia uite, mă îndrăgostiți, am zis, manifestați dragoste. Există dragoste care plutește în aer. E o dragoste. Cineva e îndrăgostit de voi, voi vă îndrăgostiți. Unii. Moartea, wow, ce intens. 8 de spade, spânzuratul. Și lumea, gata, încheiați acest capitol. Ne? Da, nu, da, da, frumos, vă găsiți echilibru. Inițial am vrut 3 cărți, dar uite, unor cer mai multe. Unor cer mai multe, că am vrut să fie, să văd ce e după acest... Dar vedeți că și aici e lumea. Cineva călătorește prin lume, la distanță. 21, da? 21, 21. Dar... E o situație foarte intensă. A voastră personal și situația voastră, cum să zic, vă... Sau mai bine zis, transformările dramatice prin care treceți, ați trecut, vă ajuta să vă căpătați un soi de credință. Am vorbit de male preot, apare spânzuratul, o nouă perspectivă. Steaua, iar credință, speranță. Să vedeți lucrurile, de ce ați trecut, prin karmele, prin programele mentale, prin transformările prin care ați trecut. Și vă ridicați deasupra acestor situații. Stagnare, programe mentale, dureri, pierderi de oameni, de finanțe, de case, de locuri, de aia și de altă. Ați trecut prin foarte multe, numărul 2, și vă ridicați deasupra tuturor. Ar putea să fie cu steaua și cu lumea un succes pentru unii dintre voi. Chiar dacă, repet, ați avut probleme. V-au mâncat unii pe la spate, la 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 la. Și, în plus, vă găsiți, am zis, ancora. În primul rând, vă deveniți vouă ancoră și odată voi stabilizați, îi inspirați și pe alții la stabilizare. Manifestați valoarea valoarea voastră, creați valori, creați stabilitate. Sunteți persoane respectabile, respectuoase, determinate, dar determinate să manifestați spor, dragoste și, repet, asumare. Poate că cineva vrea să se căsătorească cu voi, regina de monede este femeia sau soția perfectă, probabil cineva, dacă voi deveniți inspirație și ancoră pentru cineva, probabil ei își doresc să manifeste regina de monede, să le fiți soție sau partener de lungă durată, posibil și asta. Da, e un nou capitol în care probabil aceea încheie, eu știu, probleme. Sunt multe, multe probleme. Pierderi umane, pierderi financiare, poate chiar încarcerări. Poate chiar, eu știu, știți cum e? Poți să fii la spital, poți să fii la închisoare, poți să stai pe loc, da? Spânzuratul, vă simțiți legați, karma vă ține pe loc, karma și nu doar karma, poate chiar sunt chestii, eu știu, prin ce trec oamenii, da? Sunt situații foarte ciudate prin care trec unii oameni. Ori ale voastre sunt, eu zic că și ale voastre, și dacă aveți de-a face cu un personaj care trece prin chestii nasoale, un nou capitol se deschide. Îi inspirați să fie stabili, îi inspirați să manifeste valoare, încredere și probabil că își doresc să fie alături de voi, să fiți alături de ei, în fine. Dacă ești un alt personaj, da, trebuie să alegeți. Ia uite, asul de bâte. E o nouă pasiune. E o nouă pasiune, uite, regina de bâte. Sunteți foarte... și împăratul. Da, un personaj vrea să... e super atras de voi. Acest împărat probabil că a trecut prin foarte multe. Sau, cine este această energie masculină? A trecut prin foarte multe și va învăța alături de voi să fie varianta sa superioară. O să fie și asta. Vedeți, vă dau mai multe variante, vedeți și voi cum vă găsiți. Înainte, ia uite, 8 de spade. 8 de spade, cavalerul de cupe și încă o carte.
Înainte de acest portal, probabil că voi v-ați eliberat. Voi v-ați eliberat, apare de două ori 8 de spade, de niște karme foarte, foarte grele. Și interesant, dar aici ce frumos, aici este minunat, când oamenii odată eliberați, învață să elibereze și pe ceilalți. Vedeți, același personaj. Și aici este roșu, da? Același personaj. Odată voi transformați mental, creșteți spiritual, am zis, vă ridicați deasupra multor situații și învățați să oferiți din experiența voastră, din cupa voastră, cuiva care era într-o călătorie, apropo de călătorie, dar care era însetat de dragoste, era însetat, însetată de emoții. Voi știind ce înseamnă aceste lucruri, ați oferit. Ați oferit. Interesant, ați oferit steaua cuiva direcția, ați oferit, uite, ar trebui să mergi în direcția aia. E cam frig pe cărarea ta. Uite, un pahar de apă, un pic de emoții, uite și stea, lumină. Vedeți? Ați umplut cupele cuiva, iar cupe. Ați oferit ajutor cuiva într-o perioadă grea. Interesant cum vine. Într-o perioadă foarte grea, pentru că și, ce fioram, pentru că și voi ați trecut prin așa ceva și nu doar că ați trecut, dragii mei, am zis că sunteți ghi spirituali, unii dintre voi sunteți ghi spirituali. Sau dacă n-ați ajuns la această autoritate, e lumea, la această poziție publică, sunteți ghi spirituali la nivel personal, într-o anumită relație. Da? Nu trebuie să te manifesti ca ghid spiritual în public. Poți să fii doar la nivel de o relație două. Ia uitați. Ați oferit mult ajutor și dragoste cuiva, ați echilibrat. Pentru că aveți, iar, aveți. V-ați conectat la sursă, v-ați conectat la îngerii voștri. Împărăteasa. Odată ieșite din acest blocaj mental, ați descoperit dragostea din voi. Și mi se pare normal, pentru că eu așa gândesc, pentru că am trecut și eu parcă aș povesti despre mine. Dar voi știți, unii dintre voi, ce vreau să spun. Când știi că ai trecut prin probleme, vrei să oferi soluțiile altora să le fie mai ușor. Și am văzut îndrăgostiți și apare împărăteasa cu doi copii. Cu cei doi, da? Dragostea voastră manifestă dragostea și echilibrul în viața multora. Și a unui personaj în mod special. Probabil din cercul vostru de prieteni, într-o anumită formă. Dar, hai să mai vedem ce e după portal. Curățăm cărțile. Ce e după portal? Probabil că această dragoste necesită un pic de răbdare în manifestarea ei, pentru că acest personaj încă n-a înțeles ce e cu dragostea, trebuie. Adică voi ați înțeles, dar el, ea, eu știu, personajul pe care îl ajutați încă trebuie să descopere. Voi le arătați, le dați o cupă de apă, două, câte e nevoie. Le arătați lumina, dar ei trebuie să-și o pune în felinarul lor. Ei trebuie să-și descopere până la urmă și dragostea și emoțiile. Noi aducem, să zic, rețeta, formula, soluțiile uneori, dar vindecarea se întâmplă la nivel personal. Interesant, dragostea voastră ține în brațe relația, dar mai întâi acest personaj trebuie să se vindece. Hai să vedem ce apare după. Interesant, apare ce apare după portal, îndrăgostiții. Asul de spade. Uliu, ce frumos! O victorie în această relație de dragoste. Echilibru. Asul de spade pe orizontal. E un echilibru. E un echilibru. Interesant. Deci se manifestă. Ia uite un turn. Am vorbit de turn. Se vor înțelege niște cineva va înțelege confuzia în care a trăit. Spune. Mai dăm o carte. Ce va fi după acest portal?
Asul de spade îndrăgostiți și voi aveți de ales între... Hai să vedem ce mai apare. Ia uite și o nouă lume. Ce frumos. 10 de spade. Da, durerile cuiva, ale voastre, da? Ar trebui să fie eliberate, vindecate. Un nou capitol, aș spune. Un nou capitol. În adevăr, în dragoste, în putere și în valoare. Asta trebuie să... Nu e suficient doar cuvântarea. Nu este suficient, să zic, că nu sunt suficiente doar emoțiile. Trebuie să le aveți pe toate. Sunteți conștienți că all inclusiv, nu? Prindem o carte de curiozitate. Da, aveți nevoie de echilibru. Pe de-o parte, manifestați echilibru financiar. Dacă aveți probleme, ați avut probleme, repet, vă ridicați, veți avea parte de echilibru. Poate cineva vă, eu știu, cumpără produsele, vă ajută financiar, vă susține și vă echilibrați financiar, am zis de la început. Dar, odată ajungi într-o poziție de mai bună și voi veți ajuta la rândul vostru, cum de fapt ați început deja să faceți, dar poate că financiar n-ați putut să ajutați pe alții. Ați putut doar emoțional, mental, spiritual, da? Dar în viitor veți putea ajuta financiar pe alții. Acum, posibil și voi să primiți un ajutor financiar, pentru că aveți de manifestat un adevăr, un echilibru. Cineva vrea să se lupte pentru voi. Interesant. Dacă vreți să încheiați capitolul cu... Mai dăm o carte pe 6 de monede. Cinci de spade. Și puterea. Ce frumos. Aș spune că vă echilibrați după niște discuții, după niște conflicte cu anumite persoane. Și cine vrea să vă fie alături, o să aibă parte de un parteneriat minunat. Cine nu, poate să plece. Poate să plece. Păi deja ați început să lucrați la sau întrajutorarea celor din jurul vostru și se va manifesta în viitor prin echilibru, prin ajutor, și voi veți primi ajutor și voi veți avea victorii. Dar ce vreau să zic mai devreme cu cavalerul de spade, am văzut că va dori cineva să se lupte pentru voi. Da, va dori să se lupte pentru voi. Așa simt. Hai să vedem mesaje. Curăță cărțile. Opa. Mesaje. Da, fiți reali. Fiți voi înși vă. Fiți reali. Autentici. Ați trecut și voi prin suferințe, arătați, exprimați, ajutați. Cine vrea să vă înțeleagă bine, cine nu, tot bine. Oricum, în momentul în care tu ajuți, din suflet, din experiență, și arăți calea de vindecare, calea iubirii, credința, se va manifesta adevărul, mai devreme sau mai târziu, dacă nu prin acest personaj sau dacă nu prin această relație, prin altă relație. Și în primul rând prin relația cu voi înșivă. Voi vă veți găsi echilibru și dragoste. Da? Aici sunt îndrăgostiții. Îi veți manifesta altfel, într-o anumită formă. Un nou capitol, da? Repet, în care invidioși vor fi, să zic, doborâți. Influențele metale vor fi anihilate, alea negative din partea altora. Se va manifesta reciprocitate și cine vrea să lupte pentru voi va lupta și dacă va lupta, va avea parte, ia uitați, de această relație foarte puternică. Ce frumos! Ce frumos! Diferiți! Dar ce prietenie superbă! Superbă! Așadar, fiți autentici și deschideți-vă către schimbare. Deschideți-vă către schimbare. Nu știu, vom trăi și vom vedea ce ar mai putea să fie.
ce ar mai putea să fie. Acum. Sper că v-a plăcut și sper că v-ați găsit răspunsul la anumite întrebări. Acesta e de aici. Eu să-mi pun setul de cărți deoparte și mă pregătesc pentru următorul număr. Stați așa. Stați așa. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3. Am spus că la anumite cărți au venit niște mesaje. La numărul 3 a venit deja un mesaj. 0, nebun. Și 5 de bâte. Ori voi, ori cineva vrea să riște. Ori voi vreți să o luați de la 0, dacă simțiți că a stat într-un mediu prea corupt, dezechilibrat, agresiv, vreți să o luați de la 0. Ori cineva se luptă, interesant, poate se luptă în justiție ca să se elibereze de niște situații, eu știu, contracte și să vină spre voi, posibil și asta. Posibil și asta. Dar vom vedea, veți vedea și voi, eu citesc cărțile, nebunul puteți să fiți voi, poate să fie alt personaj. Acum depinde cum ați ales seturile de cărți, pentru o anumită persoană sau doar pentru voi. Oricum, este un început. Dacă ați avut de-a face cu oameni agresivi, distanți, prea mental, prea logici, dar aveți două persoane. Sunteți aici, interesant. Nu știu dacă sunteți voi aici. Aici este un cuplu foarte emoțional, foarte sensibil, în care cei doi comunică din suflet și aici sunt niște probleme legale care creează stres. Nu știu? Poate să fie aspecte diferite în viața voastră. Da. Să zic, chestii care țin de notariat, de... Dau și eu exemple. Dacă nu-i divorț, poate să fie, eu știu, separări în terenuri, eu știu, cumpărări de case, de ce-o fi. Multe lucruri pot să se manifeste în justiție, pentru care trebuie să vă zbateți. Ori voi, ori cealaltă persoană. Nu știu cine reprezintă acest zero. Voi trebuie să știți. Dar sunt două tipuri de relații, da? Mentală, conflictuală și una de la suflet la suflet. Bănuiesc că cine vrea să o ia de la zero vrea să manifeste dragoste. Bănuiesc. Teoretic așa ar trebui. Teoretic așa ar fi frumos. Așa. Da, și multă pasiune. Hai să vedem situația prin care treceți. Numărul 3. Situația prin care treceți. Numărul 3. Situația prin care treceți la portal 8-a cu ocazia acestui portal. Să știți că portalul se manifestă pe distanță destul de îndelungată, am simțit și eu. Poate chiar și pe 6 luni, poate chiar și, eu știu. E un portal, e o nouă direcție, ca și când intri într-o nouă casă, intri, eu știu, într-o nouă zonă. Pe termen lung poate să fie, zic 6, poate să fie chiar și mai mult. E o nouă direcție, ca și când ați urcat într-un tren și ați pornit într-o nouă direcție, acest portal. Ați pășit printr-un prag. Pășim, nu că doar voi. Pășim prin praguri. Ia, interesant. Op, 2, așa, un pic, a? Și 27. E un noroc și o scrisoare. Comunicare. Interesant, dar ce s-a oprit la turn. Turn, care aici este simbolizat de 19 și 33, care înseamnă 6 dragoste. Da, dincolo de bârfe, de conflicte, se găsește dragostea și echilibrul într-o anumită formă. Dincolo de răsturnările de situație, de evenimentele neașteptate, se găsește soarele, loialitatea, prietenia într-un anumit context. Interesant. Cineva vrea să comunice cu voi cu această scrisoare, poate vrea să vă trimită un mesaj, să exprime ceva. Că sunteți norocul lor, nu știu. Această carte reprezintă norocul, trifoiul.
Că relația, doi înseamnă relație, că relația cu voi este o relație norocoasă, echilibrată. Că se oglindesc cu o anumită energie în voi, prin voi. Hai să vedem. Numărul 3. Portal. Oricum ar fi, dacă aveți niște evenimente, ca și mine, foarte intense, aveți un noroc aparte. Prin orice ați trece, nu uitați că aveți un noroc special. Hai să vedem. Marele preot, credința, aveți credință în primul rând. Vă veți găsi stabilitatea într-o anumită formă, autoritatea, învățătura, răspunsurile. Hai, odată, de doi, de trei, oh, wow, ce cărți iau de turn, am zis de turn. Iau, 10 de cupe. Într-un mod neașteptat se manifestă fericirea. Interesant. După ce această fericire a fost blocată o perioadă de o depresie eventual, de neîncredere, cineva a venit a oferi dragostea cuiva. Dragoste, energie pozitivă, vești bune, apropo de comunicare, ceva plăcut. Da? Posibilitatea să renască eventual. Și acest personaj, eu știu, cine a primit această cupă și această posibilitate să renască, s-a mai lăsat o perioadă învins, influențat de niște conflicte. Am văzut justiția, am văzut tregere de spade, am văzut 5 de bâte. Da? Acestea sunt influențele mentale negative din viața acestui personaj. Și din cauza aceasta, acest personaj a avut parte de confuzie. N-a știut dacă această cupă e adevărată. Cu alte cuvinte, am văzut doi de cupe și regina de cupe. Ați oferit echilibru emoțional cuiva în momente, seamănă un picuț cu numărul 2, în momente de criză. Și acest personaj nu prea știu ce să facă, să primească, să nu primească, să-și asculte intuiția sau să-i asculte pe cei cu care s-au obișnuit să aibă conflicte. A rămas așa, într-o stare de confuzie. Probabil că avea și opțiuni, probabil că mai făcea și jocuri mentale, dar, interesant, apare totul 10 de cupe. Aș spune că potențial este, depinde. Hai să vedem. Mai amestec o dată, că a picat turnul, da? Situații neprevăzute. Hai să vedem. O dată, de două ori și de trei ori. Lucrurile se dezvoltă greu, dar sigur. Mergeți către stabilitate, cavalerul de monede. Șapte de monede. Trebuie să aveți răbdare. Interesant. Interesant. Wow, ce cărți! Dacă aveți răbdare, există un personaj în preajma voastră care se simte extrem, extrem de bucuros în preajma voastră, trei de cupe, de pasional, de atras sexual de voi, atras sexual de voi. Și dacă aveți răbdare, că acum este mai precaut personajul sau mai precaută șapte de monede, ori are de analizat niște chestiuni legale, financiare, că tot am văzut mai devreme justiția, e casa șaptea a balanței, da? A relațiilor, niște relații. Poate personajul e obosit din niște motive, dar între voi și cineva, știți voi despre cine vorbesc, mare, mare pasiune, mare atracție sexuală, sentiment de bucurie, de voie bună, de regăsire. Interesant, trei de cupe este întâlnirea cu sufletul pereche, sunt cele două suflete într-unul. Când sunteți împreună, sunteți într-unul. Și multă lumină, multă pasiune, multă energie. Și acest personaj, dacă are un anume fel de a fi, sau a fost confuz, sau nu prea a vrut să se implice până acum în relații, în relație cu voi, cu 10 de monede, probabil,
că și-ar dori să se implice în relația cu voi. Da, simt că vrea să construiască ceva repede. Nu știu că știți că una e ce vrea omul și alta e ce se va realiza, dar personajul ăsta vrea să fie, să fiți împreună cât mai repede, să vă vindecați, să vă așezați împreună, să aveți un spor financiar, noroc la bani. Dacă e distanță, se vrea străbătută. Da, uite, male preot, iar căsătorie. Dar pentru asta, dacă vreți, trebuie să aveți credință, trebuie și ei să aibă credință și uneori nu au. Da, între trei de monede. Între triunghiuri amoroase sau, eu știu, colaborări mai ciudate și stabilitate. Așa, hai să mai vedem ce alte cărți mai vin. Ce alte cărți? Ciudat. Da. Ciudat, nu știu, adică seamănă un picuț cu numărul 2, da, așa, vedeți voi, dacă vreți să ascultați numărul 2. Ce a fost înainte de portal? Interesant că 8, apare 8. Și noi vorbim de portalul 8-a-8-a. Apare un 8, ia. Cavalerul de monede. Da, acest personaj încă nu știa ce vrea. A, îi plăcea ceva lua, dar nu muncea prea mult pentru chestiile astea. Ce era înainte de acest portal? Cred că vorbim de un personaj, nu, că da, nu cred că vorbesc despre voi, nu știu, dar... Ia uite. Soarele și îndrăgostiții. Interesant. Regina de spade. Ori voi, am zis, ori voi ați ajutat pe cineva când era jos, la pământ, le-ați dat o mână, nu contează că sunteți bărbați femei, le-ați vindecat copilul interior care era în căutare de stabilitate și, bine, nu știa exact ce caută. Nu știa exact ce caută. Mergea mai degrabă în urmă. Căuta, pentru că această mișcare e în spate, în urmă, nu e înainte. Dar în momentul în care v-ați întâlnit, s-a produs, să zic, scânteia, nu doar pasiunea, nu știu, un anume tip de vindecare, aș spune. Echilibrare. Echilibrare. Interesant că vine aici această regină de spade. Probabil printr-o comunicare. Prin comunicarea dintre voi, ați arătat cuiva calea. Ați învățat acest personaj să aleagă, să-și construiască viitorul. Da? I-ați încurajat. Încurajat să muncească. Să-și creeze granițe personale și să se vindece de răni, aș spune. Și dacă nu e un personaj, puteți să fiți chiar voi. Cineva vă susține, v-a susținut. V-a vindecat. Ideea este că în trecut, până în acest portal, cavalerul de monede tot caută bani, dar caută bani într-un mod nepotrivit, aș spune. Probabil că așa, nu știu, cine căuta bani într-o direcție nepotrivită, aș spune, căuta în direcția greșită din cauza unor influențe, aș spune, de familie. Acolo în familie, copilul a fost direcționat, măi, vezi că în viață trebuie să ai bani, nu aia, nu aia, ceva de genul ăsta, da? Și totuși comunicarea cu cineva, cu voi, sau voi comunicați cu cineva, o comunicare cu cineva, clar. Ajută la vindecarea copilului interior, ajută la echilibrare și la redescoperirea dragostei autentice, aș spune. Repet, dacă v-ați simțit bine împreună cu acest personaj, în acest moment își dorește, poate că și voi, vă doriți stabilitate, vindecare, dacă e distanță, dacă sunt drumuri, dacă e comunicare strict sexuală, vreți mai mult, vreți vindecare, vreți stabilitate. Hai să vedem dacă se și manifestă.
Pentru că voi asta vreți acum. Voi sau cealaltă persoană, nu știu. Voi știți ce vreți. Ia uite, 3 de monede. Cara numărul 2 apare 3 de monede. Cavalerul de bâte, interesant. După portal. Ce de cărți! Nebun, mamă! Deci după portal. Iar cavalerul de bâte. Regele de monede. Turnul, am vorbit de turn. Împăratul. Și 4 de monede. Wow, 4 și 4. Apare o trezire cu steaua și cu turnul. Wow, marcaj puternic pe semnul taurului. Marcaj puternic pe semnul taurului. Poate și capricorn, poate și fecioară. Nu știu exact ce veți face voi. Dar după acest portal, ori se manifestă transformare, ori nu. Ori se colaborează, ori nu. Și vă găsiți echilibru, ori nu. Da, cu alte cuvinte, dacă evenimentele care s-au manifestat, se manifestă în viața tuturor, că nu, eu cred că e o perioadă foarte intensă pentru toți, turnul ăsta, care apare iar la voi, trezirea cuiva, dacă trezirea cuiva nu se manifestă, vă găsiți voi autoritatea și stabilitatea. Dar, doamnelor, dacă aveți de-a face cu un cavaler, posibil, totuși, posibil, să se trezească. Posibil să se trezească, să-și dea seama, băi, ce fac eu, stau cu banii și oricând pot să mor. Și oricând pot să mor și, apropo de moarte, na? Oricând pot să mor sau stau cu banii, dau în casă pentru familie, pentru neam, pentru, eu știu, gloria națiunii și în loc să-mi creez eu, să manifest, mai bine zis, autoritate, autonomie. Autonomie? Aici este autonomie. Măi, interesant. Ce mai simt? Mai simt că un personaj e posibil să fie căsătorit și să vrea să se despartă ca să se căsătorească cu voi. Pentru că simte că este predestinat bărbatul divin și stă. Posibil nu pentru toată lumea. Dacă nu e căsătorit, poate să fie căsătorit cu familia, cu banii, cu eu știu ce-o fi. Da, e un asumit tip de. Da. 3 de monede. Da, așa aș spune. Că seamănă un pic cu numărul 2. Iar revin acolo. Că energia masculină implicată în această poveste este chemată la transformare. Este chemată la transformare, la autonomie, la regăsirea masculinității sale pozitive, echilibrului, stabilității. Ia uite, 10 de cupe. Da? Trebuie să învețe să se iubească. Și să spere în aceste 10 de cupe. Ceva frumos, nu știu în cât timp. Nu neapărat, ia uite, regina de cupe. Dragoste, sensibilitate, probabil că alături de voi, că voi sunteți aici noroc cuiva. Voi sunteți dragostea energiilor feminine. Energia feminină aduce dragoste în viața unui bărbat care căuta în stânga și în dreapta sau era deja implicat într-o relație nesatisfăcătoare, aș spune. Probabil bazată, interesant, dacă era implicat într-o altă relație, acest personaj a avut parte de un personaj cu tendințe de victimizare. Oh, interesant cum vine. Nu știu, o chestiune de victimizare în trecut. Știi, în care eventual
Cineva se trezește și zice, stai mă că n-am nevoie de așa ceva. Tot timpul personajul de lângă mine e cu probleme, niciodată nu poate, niciodată nu ai, niciodată nu e. Nu e la același nivel cu mine. Și fără supărare, dar nici nu cred că e prea multă pasiune. Dar aici este foarte multă pasiune. În viitor apare multă pasiune, dar, repet, dacă nu este și asumare și stabilitate, ori voi, ori, nu știu, se va manifesta separarea. Dacă atracția asta sexuală nu se manifestă și prin implicare, implicare vreau să zic, asumare, da? Cu alte cuvinte, trebuie renunțat la o casă, patru e o casă, pentru o altă casă, mult mai înaltă, de vibrație înaltă. Renunți la o casă pentru misiunea ta, pentru cuplul tău divin. Mai citesc cărțile, vedeți și voi cum se aplică în viața voastră. Pentru că se poate manifesta dacă aveți răbdare. Iau, pe cavalerul de cupe, regina de cupe, 10 de cupe. Dacă vă vindecați de energiile toxice, de adicții, da? De tendința de victimizare a cuiva sau cineva trebuie să se vindece de victimizările cuiva, de proiecțiile pe care le arunc asupra lor, că ești vinovat, că mă doare pe mine, că am eu cărcei. Nu știu, chestii. Chestii. Hai să vedem mesajul, că s-a făcut seară și trebuie să-l dau de mâncare la cățeluș. Mesaje. Ups, eu ce zboară. Ia uite. Respirați un pic, e cam mare tensiunea. Take a breather. Faceți o baie. Ah, interesant, curățați-vă energetic, faceți o baie. Calmați-vă emoțional. Exact, detoxifiați. Ah, da, detoxificați-vă. Iar tendință, marcați puternic pe taur, da? Și concentrați-vă pe pozitiv. Detoxificați-vă. Iar aveți aici pe cineva în trecut de care trebuie să vă eliberați ca să manifestați varianta voastră. Dacă sunteți bărbați, să puteți manifesta varianta voastră superioară, autonomă, nu autoritară. E o mare diferență între a fi autonom și a fi autoritar. Și aici este shift-ul, schimbarea. Dacă sunteți într-o construcție, căsătorie, familie, whatever, ce vreți voi, relație, se dărâmă aia veche ca să se reconstruiască una nouă, bazată și pe pasiune, și pe echilibru, și pe stabilitate. Asumare. Da? Marcaș puternic în zodia Taurului. Capricorn, Fecioară. Dar mai sunt și semne de foc, și vărsător, și la la la. Și apă, și leu. Da. Interesant, oricum. Găsiți voi unde încadrați informația. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine, ciao, ciao!